Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi live aici pe Metropola TV. Astăzi, la campion din generație în generație, așa cum sugerează și numele emisiunii noastre, avem familia Manu, domnul Ion Manu, fostul mare portar al Rapidului și fiul său, Gabi, care este antrenor, bineînțeles, așa cum spune o veche vorbă, așchia nu poate să sară departe de trunc și, bineînțeles, microbul fotbalului nu poate să dispară din familie și pentru că au povești excepționale împreună, abia aștept să le auzim și cu toate astea, în premieră, cei doi sunt în același platou de televiziune aici la noi la Metropola TV. Colegul meu Ionel Luțan ni se alătură discuției astăzi. Bine ai revenit, Ionel. Mulțumesc, bine ați venit, familia Manu, latura masculină a familiei. Bine v-am găsit, bună ziua. Este pentru prima dată, așa este când într-un platou amândoi. E o premieră pentru noi în familie în aceeași emisiune și cred că o să fie foarte interesant. Mă, și gândesc, Alice, dacă îmi dai voie, avem doar o repriză la dispoziție. Cam de câte ore, probabil, ar fi trebuit cei doi să spună toată povestea, toate poveștile. Dar vă-l comprima noi, nu? Exact. Deci, minusul nostru, mi se pare că este în momentul în care invitații noștri ajung la noi aici, nu există o cameră de filmat, așa, după noi, pentru că emisiunea a început de mult, să știți. Dar acum sper că nu v-ați inhibat sau ceva pentru că s-a dat drumul la live. Sper că nu, domnule Manu. Nu. Deci, cred că domnul Ionel a spus de faptul că trebuie să mai multe minute în emisiune. Da, doar dacă mă apuc eu să povestesc, nu? Păi o să mai veniți, evident, nu e problemă. Da. Domnule Manu, dumneavoastră aveți o carieră impresionantă în spate și aș vrea să stăm puțin de vorbă pe scurt despre ea până la momentul în care a apărut Gabi în viața dumneavoastră. Da. Sigur că da. Ce să vă spun? Am început fotbalul la 15 ani, când am venit și eu, vorba aceea, după meleaguri, vorba aia, ialomițene, venind la școală, că așa se obișnuia, cine n-avea școală n-avea parte de cam nimic. Am venit la școală și atunci taică-meu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis, dacă vrei să faci vreun sport, faci fotbal la Rapid sau nimic. Deci nu era o altă variantă. Bine, știa faptul că aveam anumite aptitudini, că mă văzuse acolo, în sat, în curtea școlii, pe terenul din comună. Și atunci, hai să, mai ales faptul că toată comuna era rapidistă, prin faptul că Rică era tot din aceeași comună. Comuna de portar, domnule Manu. Doar doi până acum. Doi, dar buni. Păi. Mulțumesc. Da, și atunci, reușind să iau proba la Rapid, la juniori, am continuat și în 2 ani am promovat la prima echipă, am și debutat în anul în care echipa a retrogradat, am debutat la Târgu Mureș în divizia și după aia urma periplul acela de 6 ani de zile prin coclaurile diviziei B. Dar o divizie pe care mie unul mi-a prins foarte bine, pentru că, într-adevăr, fotbalul din vremea aceea la divizia B era fotbal adevărat. Și noroc m-a ajutat, după promovare, m-a ajutat să acumule și eu câteva meciuri acolo. Nu, dar domnule Manu, dacă îmi dați voie, spuneați că această trecere foarte rapidă, terenurile din comună, cred că avem o mare curiozitate, Alice, în comuna aceea, cum arătau terenurile, nu terenul, și în 2 ani, domnule Manu, să faceți atât de repede pasul de la copilul care venea din Ialomița, în București, la Rapid, și deja să debutați în prima ligă. Timpul pare incredibil de scurt. Da, pare într-adevăr incredibil de scurt, dar a fost plăcerea cu care făceam antrenamentele și vroiam rapid să învăț, să capăt experiența respectivă. Stăteam în plus de antrenament, stăteam să continui anumite exerciții, mă uitam ce fac portarii de la prima echipă și încercam să-i copiez, dar singur. Și am avut norocul după aceea să fiu alături de Marian Ioniță, care el era titular atunci când am promovat și eu, și un băiat de un caracter deosebit și care m-a învățat foarte, foarte multe secrete ale meseriei și foarte multe chestii care mi-au ajutat. Gabi, deci, cred că ai auzit de multe ori poveștile tatălui tău, nu-i așa? Le recapitulezi un pic acum.
Nu, am auzit de foarte multe ori povestea asta. Am fost, să zic, norocos că am trăit pe lângă fotbaliștii adevărați ai fotbalului românesc. Am avut norocul să stau printre ei, am avut norocul să învăț foarte multe lucruri și aici mă refer la regretatul Ilie Balaci, care era parte din familia noastră. Mă refer la Ioan Andone, care este nașul meu și al copiilor mei și am fost numai printre ei. Am învățat foarte multe lucruri de la ei și m-am bucurat foarte tare să aflu fiecare poveste pe care ei o spuneau despre tatăl meu, despre perioada petrecută în cariera de fotbaliști. Lucru care pe mine personal mă ajută în momentul de față. Este o oarecare presiune, domnule Manu, în momentul în care aveți un băiat automat să facă fotbal? Ați simțit nu. O situație de genul ăsta? Sau v-ați dori foarte tare ca el să urmeze o carieră nu, în fotbal? Nu. Eu l-am lăsat ca el să aleagă singur ce vrea să facă pentru viitor și așa că eu nu l-am forțat niciodată. Este aici și poate să confirme. A făcut ce i-a plăcut, să știți. Lui a plăcut foarte tare fotbalul și vorba aia, meseria de fotbalist. La fel, mai departe, după ce s-a lăsat timpuriu de fotbal datorită unor accidentări. Nici nu am apucat de fotbal că m-am lăsat. Nu, și atenție, dacă n-ai voie Gabi, tu cred că n-ai fost portar. Nu, n-am fost portar. Adică nu. Tatăl portar, că de obicei cam așa se întâmplă, tu ai fost atras, se, probabil. Se lasă moștenire în locul de portar. Da, moștenire acolo, Manu și domnul Manu, le lăsați lui Gabi, n-a fost cazul. Era ambițios, vrea să mă bată pe mine în anumite miuțe care le jucam unul contra celuilalt și de-aia s-a făcut atacant. Vezi, Doamne, cu gândul că poate reușește să-mi dea și mie goluri frumoase, dar mai greu era mai greu cu mine la atunci. La cariera de fotbalist mi-a fost foarte greu să legalez pe tatăl meu. Eu am fost doar un jucător de fotbal, nu am fost fotbalist ca el. Eu fac foarte bine diferența între a fi fotbalist și a fi un jucător de fotbal. Sau purtător de ghete de fotbal. Da, purtător de ghete. Absolut, absolut. Iar eu m-am apucat de meseria asta, de meseria de antrenor în momentul în care n-am mai putut să joc fotbal din cauza unei accidentări. Și da, îmi doresc foarte tare să îl bat la trofee câștigate ca antrenor, pentru că are destul de multe trofee câștigate ca antrenor și atunci pentru mine... Eu reprezint o bornă interesantă în ceea ce înseamnă cariera mea de antrenor. Aici să știi că se dă battle-ul Ionel, s-a dat și înainte să intrăm, pentru că a fost așa o comparație între trofeele pe care domnul Manu le-a câștigat ca și antrenor și bineînțeles Gabi aici. Deci, să recapitulăm, domnule Manu, 8 trofee câștigate. Da, 8 trofee câștigate, 8 trofee frumoase, reușite, adevărate, plus, că am uitat să vă spun, plus, când eram jucător am luat și atunci un trofeu destul de micuț, dar trofeu și ăla. Am câștigat Cupa Bucureștiului când jucam în divizia B. Și era o competiție foarte importantă atunci, care atragea foarte multe nume. Bine, atunci lumea venea la stadion... La fiecare meci. Să recapitulăm. Și gândiți-vă că 30.000 de spectatori pe Republici, stadionul așteaptă un pic, te rog frumos. Stadionul Republicii era tot timpul arhiplin și atât avea capacitate stadionul Republicii, 30.000 de locuri. Dar domnule Manu, asta ți-a avut și șansa, să spunem așa, bine conturată de niște realități clare, să jucați la o echipă ca Rapid, care era obișnuită cu trofeele. Să mergeți în străinătate alături de antrenori cunoscuți, de asemenea la echipe care luptau pentru trofee. Abilitatea dumneavoastră a ieșit la iveală, dar ați avut și șansa asta de a lucra, nu, la echipe importante, care v-au ajutat să vă îmbunătățiți acest palmares. E, vedeți, dumneavoastră, când am terminat cu activitatea de fotbalist, am avut șansa să lucrez cu Ilie Balaci. Am zis bine, nu? Șansa. Da. Și bineînțeles. Am avut șansa mare să lucrez cu regretatul Ilie Balaci, prieten bun de-al meu, și atunci am câștigat primul trofeu. Bine, am lucrat la actuala echipă unde activează Cristiano Ronaldo, la Al Nassr din Riyadh, în Arabia Saudită. Și atunci am câștigat primul trofeu și deja am început să prind gustul trofeilor. Acel trofeu care pentru țările arabe reprezenta... Spune, simt că ai ceva de spus, îmi pare rău că m-am întrerupt. Reprezenta cel mai înalt trofeu în țările arabe. Am câștigat Cupa Campionilor Asiei cu Ilie Balaci. Întorcându-mă în România, bineînțeles că l-am avut Ioan Andone,
m-a luat în staful lui, că tot el mă dăduse un pic la o parte ca jucător de la Sportul și atunci m-a luat în staful lui. Și a luat revanșa, domnule Marcu. Și a luat revanșa cu vârf și îndesat, bineînțeles, nici nu se pune problema. Dar și am câștigat trofee frumoase și cu, și cu el, 3 trofee în România, plus 6 trofee cu Ando. Și separat în România am mai câștigat Supercupa României cu Rapidul, antrenorul principal fiind Cristiano Bergo de atunci. Așa că... S-au adunat ceva trofee. S-au adunat și aceste trofee, pot să-l numesc trofeu și promovarea cu Dunărea Călăraș în divizia A, în Liga 1. Cu Dan, deci, Alexa, parcă, nu? Da, cu Dan Alexa. Deci, da. Am mai adăugat ca jucător, am avut șansa să câștig ca antrenor. Deci mai sunt trofee de adăugat, Gabi. Dacă mai stăm încă jumătate, rău mai pune un trofeu. Da, e interesant. Din păcate, în scurtea mea carieră de 25 de ani ca antrenor secund, am reușit să câștig 3 trofee internaționale împreună cu Laurențiu Reghe, cam cât am fost secundul lui în Emiratele Arabe. Însă îmi doresc foarte tare ca de acum încolo în cariera mea de antrenor principal să câștig la fel de multe trofee ca ale tatălui meu. Pentru mine contează foarte mult performanța. Întotdeauna am spus că banul reprezintă rezultatul unei munci corecte și bune. Și atunci întotdeauna eu am pus trofeele și munca pe primul loc, mai puțin banii. Depinde de fiecare cum gândește. Însă eu cred că mai am mulți ani de acum încolo în cariera mea și asta e doar începutul. În momentul în care ai pornit pe acest drum al antrenorului, te-ai sfătuit automat cu tatăl tău? Cum a venit? A fost așa o decizie de comun acord? Sau când am început cariera de antrenor principal? Exact. Tatăl meu știa de ceva timp că eu îmi doresc să încep cariera de antrenor principal. Însă eu am luat decizia în Emiratele Arabe să încep cariera și să mă rup de staful lui Laurențiu, atât eu cât eu am fost primul care a decis să plece din staful lui, după care a urmat Toni Petrea și Thomas Neubert. Am avut o discuție cu Reghecamp și am spus clar că decizia mea este de a începe cariera de antrenor principal pentru că e momentul. El a fost de acord cu mine, drept pentru care m-a și ajutat în sensul ăsta și am încheiat contractul pe care l-am iabilă cu clubul din Dubai. Și atunci am zis, e momentul, trebuie să încep. Am avut o discuție și cu soția mea și i-am explicat că lucrurile trebuie să meargă într-un alt sens. Deși viața din Dubai era o viață frumoasă, o viață pe care mulți și-ar fi dorit-o să o aibă în continuare. Ai o amintire dragă de acolo, în momentul în care erai cu Laurențiu? Eu am stat foarte mulți ani în Emiratele Arabe datorită tatălui meu, pentru că el a lucrat acolo mulți ani. Da. Când eu eram copil, eu am stat mai mulți ani acolo, da. El era la echipa concurentă lui al Wahda în Abu Dhabi, la Al Jazeera, unde acum îl avem pe Florin Tănase, la Al Jazeera. În perioada respectivă, tatăl a avut jucător pe George Weah, ultimul an din cariera fotbalistă lui George Weah. Însă eu știam foarte bine orașul, cunoșteam foarte bine țara. Pentru mine, Emiratele Arabe reprezintă a doua țara mea, pentru că mi-am petrecut foarte mulți ani acolo. Însă am luat decizia să plec, pentru că era momentul să încep cariera principal și, bineînțeles, ca în orice carieră trebuie să o iei de jos. Ce atrăgea la momentul respectiv în zona respectivă, adică ca și nivel sportiv? Știi bine că ei cumva au luat un avânt în mai ultimii ani. În primul rând... Latura financiară conta? Nu, de latura financiară vreau să spun. În primul rând, cei de acolo te respectau pe tine ca meserie, ca antrenor. Nu exista să... vină peste tine cineva din staful lor, să vină șeicul, să vină prințul, domnule, că vreau așa. S-a întâmplat, mi-aduc aminte, când eram în Arabia Saudită cu Ilie, cu Balaci, s-a întâmplat să vină unul după bancă din staful administrativ al clubului, să vină să-i spună, domnule, să-l primească înapoi în antrenament, că dăduse un jucător afară din antrenament, pentru chestii care le cunoaște foarte bine. Și atunci, în secunda 1, Ilie Balaci a luat fluierul și cronometrul, l-a dat în brațe și a ieșit după teren. Du-te și antrenează tu. Dar, domnule Maru, dacă îmi dați voi în România, făcând o paralelă, ai putea face un astfel de gest? Ca antrenor? Nu, în secunda 1 te-a dat pe tine afară. Ba, dacă ai independență financiară. Da, bine. Da, dar ai plecat de la echipă în momentul ăla. Absolut.
Da, da, ți-asumi, deci, spui că ți-asumi rând, momentul respectiv. În primul respectiv. Rând era respectul care ți-l acordau ție ca antrenor, ca om instruit vis-a-vis de sportul respectiv. În rest, condiții de viață, de trai, că dumneavoastră vă aduceți aminte, domnul Ionel, când antrenam noi pe acolo prin, pe la Arabii, toată lumea prin România vorbea, domnule, da, să vin ăștia de antrenorii de Cămile. Dar în continuare mi se pare că Cămile există așa o toată lumea opinie... vrea acolo. Toată lumea vrea acolo și acum îi întreb eu, păi, dar voi de ce vreți acum acolo și da. Nu mai acolo? Auziți, domnul Manu, chiar vedeam astăzi, Alice, Gabi și domnule Manu, chiar înainte de emisiune, o intervenție a lui Cristiano Ronaldo, de care povesteați, și spunea, justifica probabil, că nu peste multă vreme campionatul de acolo va ajunge printre primele 5-6 din lume. Da, asta ca datorită și impact... condițiilor materiale și financiare. Și de a atrage jucători importanți, chiar dacă unii dintre ei sunt la final de carieră, nu? Așa cum este și Cristiano, dar care aduce un imbold incredibil, că spuneați de Cămile și așa cum era catalogat da. Pe vremuri campionatul. Păi, este cu totul acest altceva. Mesaj, să știți că acest Cristiano Ronaldo a fost să atragă foarte mulți jucători de valoare, dar tineri. Pentru că li se oferă absolut orice e nevoie ca să faci performanță, li se oferă absolut orice fără niciun fel de restricții financiare. În cariera ta de antrenor, Gabi, chiar și de la început, când ai început ca și secund, ai în minte un sfat pe care ți l-a dat tatăl tău? Da, singurul sfat pe care mi l-a dat a fost să fiu corect cu mine, în primul rând, cu tot ceea ce fac. Lucrul pe care l-am însușit, mi se pare că și nu că mi se pare, am încercat la fiecare echipă la care am lucrat să fiu corect cu toată lumea, pentru că atunci când ești corect, lucrurile ți se întorc. În momentul în care nu ești corect și păcălești fotbalul iar și ți se întorc și cred că ăsta este cel mai important lucru în cariera atât de fotbalist cât și de antrenor. În momentul în care ești corect cu tine însuți, lucrurile merg pe drumul bun. Și ai spus mai devreme un lucru, că toată lumea își dorește să meargă să antreneze în zona arabă. Eu am fost acolo, nu mai doresc să merg în zona arabă, tind să cred că sunt un pic diferit ca antrenor și îmi doresc foarte tare să reușesc în România, în primul rând, după care îmi doresc foarte tare să reușesc în Europa. Cred că astea sunt cele două borne pe care eu mi le doresc în cariera mea, după care, bineînțeles, dacă viața mă va duce să revin în zona arabă, voi reveni cu cea mai mare plăcere pentru că m-am simțit extraordinar de bine. Bine, fiecare își pune cumva aceste praguri pe care să le treacă în funcție de ce își dorește și cred că e mai important să ai o satisfacție personală în plan personal decât și automat vine și în plan profesional. Știi că, în general, în viață curând. Banii, așa cum vin, așa se duc. Ei. Important e ceea ce faci profesional, important e ce rămâne în urmă, trofele. Uite, mă uitam mai devreme, a spus... Am văzut că vă uitați, ci drept, amândoi foarte fascinați la fotografiile care au rulat. Da, au niște poze foarte interesante, pentru că în viață cu astea rămâi. În viață cu astea rămâi, nu rămâi cu altceva. Uite, aici sunt din perioada când era tata la Sportul Studențesc. Aici eram perioada Metalo Globus cu Ovidiu Herea, am câștigat, nu mai știu cu cine, cu Reșița parcă. Aici eram... N-aveam un an. Erai mic? Până într-un an. Uite, aici am pus și mânușile, dar nu mi-au plăcut. Erau un pic cam mari. Aici pe stadion în Giulești, da. Eram pe Giulești. Aici în parc la noi. În parc în Giulești, da. Aici când eram copil, primul meu an ca jucător de fotbal la juniori. Aici, cu bunicul meu, regretatul Naie Georgescu. Ce autocar aveam, Gabi? Fost capitan al echipei rapid și al echipei naționale. Da, era bun? Păi și uite că am aici ajuns eram, da, aici eram Cupa Golfului câștigată. Uite, cu astea rămâi. Astea sunt momentele frumoase cu care ți-l ceamte și peste 10-15. Aici e Supercupa Emiratelor, pe care a și câștigat-o Oloroiul anul ăsta, cu Sharjah. Ai amintit de bunicul tău, bunicul din partea mamei, despre care domnul Manu, înainte să intrăm în emisiune, mi-a spus că era o onoare să mergeți lângă dânsul pe stradă. Da, bineînțeles. Așa o valoare de fotbalist mai rară. Vă opreau oamenii pe stradă, cum era? Vai de mine, vai, da, era cunoscut nu doar în cartier, în Giulești, la noi. Nu, era cunoscut în tot Bucureștiul și, bineînțeles, în toată țara, pentru că să fii 10 ani de zile capitanul echipei naționale a României nu e un lucru ușor de atins. Da. În anii 50-60. 60. Da. Da, mă gândesc, domnule Manu, că acum sunt generații diferite, rezultate remarcabile, cu precădere pentru dumneavoastră și Gabi, oarecum așa, în plan mai secund, până când a făcut pasul ăsta către antrenor principal. Cred că sunt oarecum viziuni puțin diferite fotbalistic. A fost un mare portar, antrenor cu rezultate foarte bune, Gabi vine din spate pe alte ritmuri oarecum.
viziunile fotbalistice, tehnico-tactic, așa, sunt diferite între dumneavoastră? Nu, stai, eu ne lasă-mă cu tehnico-tactica, că eu voiam să aud poveste frumoasă de la domnul Manu. Nu, e foarte interesantă întrebarea, să spun. Dar după aceea... Nu, să știți că viziunile nu sunt diferite între noi, nu. Nu există. Fotbalul e același. Fotbalul e același. Noi vorbim aceeași limbă. Deci funcționați pe idei similare. El vede meciurile mele, discutăm foarte mult pe tema asta, mă ajută în privința portarilor, pentru că el a fost profesionist în domeniul ăsta. Peste doar, că vine următoarea întrebare exact cum vrei tu, Alice. Ai putea să în general, întrebările vin cum vreau eu. Ai putea să le iei pe tatăl tău secund, Gabi Manu, la echipa pe care o pregătești? Niciodată. Ai fi foarte dur cu dumnealui sau cum? Niciodată. Nu că nu vreau eu. Nu, niciodată că nu vreau eu. Oferta dacă e generoasă. Niciodată că nu vreau eu. Și dacă ar veni oferta, oricum nu va fi acceptată. Nu, nu, nicio formă. Cred că sfaturile lui din afara stafului tehnic sunt mult mai importante. Și suntem generații diferite, vedem lucruri diferit. Am văzut și la domnul Iordănescu cu Edi, tot au apărut diferite discuții în contradictoriu între ei. Ieri am văzut o emisiune în care domnul Iordănescu spunea că nu e de acord cu ceea ce face Edi, cu un anumit lucru. Au viziuni diferite, au viziuni diferite, cred, și atunci, ca să nu ne intersectăm și să nu avem discuții în contradictoriu, mai bine fiecare cu treaba lui. Dar există cu drumul lui. Există situații cumva în care, nu știu, poate vă sfătuiți unul cu celălalt și există discuții în contradictoriu sau lasă, mai bine nu vorbim despre muncă acasă. Mai sunt și discuții contradictorii ca peste tot. Dar, în general, fotbalul, așa cum am spus, fotbalul fiind același, ne înțelegem destul de bine. Înspre 80-90%. Bine, mie nu-mi place să vorbesc imediat la cald după meci, pentru că sunt sub tensiunea meciului, ești încărcat? Sunt nervos, sunt tata pe partea lui vede niște lucruri obiective, de altfel, din tribună și el încearcă să mi le spună, dar eu de multe ori le tai și spun nu, astăzi vorbim mâine. Dar acum, domnule Manu, pentru dumneavoastră, evident este mai ușor. Vă pregătiți doar portarii. În schimb, pentru Gabi, care are în grijă toată echipa, e mult mai dificil să recunoaștem. Da, bineînțeles. Dar bineînțeles, el mi-a tot zis mie de-a lungul timpului, mă, dar de ce nu? Că ai... Da, abilitate. Ai școala, ai licențele, tot să discute de licențe și astea. De ce nu vrei să iei echipă principal? Și a zis, nu e pentru mine. Nu e pentru mine, la vârsta mea acum, nu mai am răbdarea respectivă, nu mai pot. Lasă-mă să îmi continui eu așa ce mi-a plăcut de la început, așa să continui până la capăt. Ce să fac? Și l-am liniștit și pe el cu întrebările astea. Am spus că cel mai frumos este să, atunci când voi ajunge eu să antrenez în Europa, să-și ia nepoții, să vină în tribuna la meciuri, să se plimbe cu ei, să vadă meciurile mele. E mult mai simplu așa. Deci planurile sunt făcute, Alice? Deci, am remarcat că nu e nimic la voia întâmplării, cum ar veni în familie. Dar tu ai copii în momentul de față. Da. Gabi, ce facem? Că ai o fețe și un băiețel, nu? Da, am un băiat, Filip, de 11 ani și Nora, de 9 ani. Deci, Filip este... Începe distracția și e o mare speranță în basket, Filip. În basket? Este o mare speranță în basket. Foarte multe cluburi din București își doresc să-l transfere. Seamănă cu mama mea care a jucat basket la nivel de performanță. Iar Nora e cu gimnastica. Cred că e foarte bucuroasă mama ta că s-a dus pe această... Are doi nepoți sportivi. Suntem o familie de sportivi. Eu sper să performez la fel de mult cum a performat și tata ca antrenor. Deci, domnule Manu, de la basket, la fotbal, la nepoți... Suntem polisportivi. Mergem peste tot. Vai de mine, cum să nu? Suntem peste tot acasă. Exact ca Rapidul. Începe vârsta la care să știi că o să-ți începi să faci anumite lucruri și să spui anumite probleme pe care și le-a pus și tatăl tău la rândul lui. Nu pentru că... Adolescența asta nebună. Nu pentru că eu comunic foarte mult cu ei. Îmi place să îmi fac copiii mei mândri de mine și de ceea ce fac eu. Chiar la meciul pe care l-am avut în weekend, derbiul... seria ce ciudat sună, Gabi. Am avut copii în tribună și la un moment dat un domn din tribună a întrebat-o pe Nora, da, tu pentru ce ești aici? La care Nora a zis, tatăl meu este antrenorul echipei. Adică sunt lucruri care contează pentru copii, pentru orice copil. Și pentru noi când eram copii conta și pentru mine. Uh-huh. Când pe tatăl vedeam că joacă pe Giuleș cu 20.000 de spectatori în tribună și veneau oamenii și mă întrebau, spuneam, păi tata apără. Da, și atenție, Alice, a fost supervizat și de tatăl, că nu se putea altfel. La partida de care zicea Gabi, derby, chiar dacă vorbim de Liga a 3-a, cine era în tribună? Supervizor.
Păi, sau în Umano. N-aveam cum să lipsesc, asta era culme. Păi, cine trebuia, cine era să-l certe după meci? Nu eu? Trebuie să fie cineva nevoie. Și cu acea părere obiectivă. Dacă era bineînțeles, dacă era nevoie. Dar până acum, doamne ajută, când a fost nevoie, a fost doar să-l felicit și... A fost un adolescent dificil, Gabi? Nu știu. Sincer vă spun, nu știu. Cum a fost acasă? Nu a fost acasă, era în cantona mea. Da, corect, nu, asta trebuie să o întrebați pe maică-sa, că maică-sa era cu el și pe, mai ales pe bunică-sa. Că dacă vreți să vă spun acum, păi el vine în Giulești de la el de acasă sau de la antrenament, el nu se oprește la mine la prima scară sau la maică-sa. Nu, se duce la bunică-sa, la a doua scară. Da, eu am o relație foarte specială cu bunica mea, da, care are 83 de ani și este sănătoasă, voioasă. Mulțumesc înainte! Prefer când mă duc în Giulești să-i văd, primul stop îl fac la bunica mea, beau o cafea cu ea, povestesc un pic, după care mă duc la ei. Da. Gabi, scuză-mă, dânsa știe ce faci foarte bine, adică urmărești activitatea ta de antrenor, da? Fiecare meci îl urmărește, este activă pe Facebook, este activă pe WhatsApp, la 83 de ani... N-am ce să zic, bunica mea a fost toată viața pe stadion cu bunica mea. După care a urmat tata, ginerele ei, pe stadion toată viața, cu mine. Să nu te duci la bunica după ce ai pierzi, că o să te întrebe, Gabi, vii după ce ai pierdut meciul. Nu, am discuții cu ea de meciul o grămadă. Fiți convins de treaba asta? Te trage la răspundere? Da, are momente când, de ce ai făcut aia? Da, zic, bine, ok, hai să bei cafeaua la da, așa. E frumos că ești norocos totuși că poți să mă împărtășești cu atâta lume din familie. Da, am o familie mare, frumoasă, e normal, și familia soției mele la fel de mare, suntem cu toți o familie unită și cred că asta contează foarte mult. Da, domnul Manu, unde ați vrea să-l vedeți pe Gabi ca antrenor? Noastră cred că aveți așa niște deziderate, pe care poate nu le spuneți, dar undeva aici le țineți la dumneavoastră. Dar cred că n-are rost să spun nici acum, că și-o ia în cap. Și n-are nici. Deci, rămâne și pe filmare, să știți. Nu. Visuri înalte, deci, pentru el ca antrenor. Nu, fără falsă, din partea mea falsă modestie, dar fără vorba aceea, nu sunt subiectiv sau... Dar fără să ridice nasul prea sus, la profesionalismul și seriozitatea cu care își face meseria, pentru că am fost și îl urmăresc, normal, că pe cine să urmăresc dacă nu pe el. Eu sunt convins că în scurt timp o să devină unul dintre foarte buni antrenorii ai României. Și spun treaba asta pentru că de mic i-a plăcut să se autodepășească în toate cele ceea ce făcea. Deci e clar că și aici, la meseria asta de antrenor, o să facă la fel și îl văd zi de zi preocupat de înnoire în această activitate. Tot timpul se informează, tot timpul studiază și de asta îmi dă încredere că va fi într-adevăr ceea ce vreau eu să ajungă. Și ce ați vrea dumneavoastră să ajungă? Un antrenor mare, adică un antrenor bun care să câștige trofee. Pentru că atunci când câștigă trofee, într-adevăr, devine un antrenor mare. Și să depășească numărul. Da, nu să-l depășească, să-l dubleze, să-l tripleze, să-l înmulțească, da. Nu se pune problemă, vă dați seama. Deloc o presiune pe umerii tăi, Gabi, în momentul ăsta. Încă una doar. Să știi că noi copiii de foștii fotbaliști avem o presiune în plus pe umeri. Și acum îți pot da exemple. Edi Iordănescu, Răzvan Lucescu. Sunt exemple care mă pot include și eu pentru că sunt băiat de fotbalist. Nu am ajuns încă să am rezultatele lor ca antrenori. Dar este o presiune în plus pe umerii noștri și cred că toată viața va fi presiunată pe umerii noștri. Eu deja m-am consolat cu lucrul ăsta și pentru mine încerc să dau la o parte un pic presiunea asta pentru că viața merge înainte, n-am cum să șterg și nici nu e normal să șterg ceea ce a făcut tata ca fotbalist și ca antrenor și cred că e o mândrie pentru mine să pot să am această presiune pe umerii mei și bineînțeles să pot să depășesc toate bornele pe care tata le-a atins ca antrenor și ca jucător. Da, câteodată numele poate să fie o sabie cu două tăișuri. Te poate ajuta în viață sau te poate da un pic înapoi pentru că oamenii au anumite preconcepții. În toate cazurile. Numele te poate ajuta în fotbal, în general, te poate ajuta numele doar în momentul în care tu confirmi ca antrenor. Bineînțeles, automat. În momentul în care tu confirmi ca antrenor, câștigând anumite trofee de care discutam mai devreme, automat numele te ajută. Dar dacă nu confirmi
ca antrenor, poate te cheme oricum. Credeți că dacă Răzvan Ducescu nu confirma ca antrenor, conta pentru lume că Răzvan e băiatul lui Mircea? Cu siguranță nu, dar ai simțit vreodată în copilărie, cel puțin sau cu ani în urmă, că ești judecat așa cumva pentru faptul că ești băiatul? Am fost judecat de foarte multe ori că sunt băiatul lui Ion Manu și că poate că am ajuns în anumite locuri datorită numelui, dar o pot spune cu mândrie că voi munci cât se poate de mult și tata știe lucrul ăsta, până în momentul în care lumea va spune, când voi merge cu el pe stradă, că uite-l și pe tata lui Gabi Manu. Da, eu mă gândesc pe de altă parte, doamne asta Manu. Asta s-a și întâmplat, asta vreau să-și spun, că deja e bucuros. La un moment dat, un copil, un antrenor, vorba aia mai mică, pentru mine sunt copii cam toți. Din Academia Rapidului. Din Academie, de la Rapid, a venit la mine. Nu vă supărați dumneavoastră, sunteți tata lui Gabi Manu? Îți dai seama că pe mine m-a bucurat extraordinar. Normal, cred. Una, că m-a buvnit râsul pe mine, gândindu-mă la discuția care am avut-o eu cu el. Și după aia, altă, Bine, dar mă gândesc, domnule Manu, pentru noastră, în primul și în primul rând, ca și părinte, că am fost important jucător, antrenor. Probabil că tot așa undeva, dorința ca fiul nostru, Gabi Manu, să pregătească cândva Rapidul, există. Da, bineînțeles. Dar bineînțeles, nici nu se pune problema, deci, nu? Nu că, e firesc, e ceva firesc, da, bineînțeles. Dar cu presiune pe omenii mei, nu? Da, altă presiune. Și, nu, dar cu cât ai țeluri din astea mai înalte, cu atât pare să fii mai ușor. Adică vei lupta și mai mult pentru a le atinge, nu, Gabi? Uite, ca să spun un lucru, Ionel, eu sunt convins că la un moment dat Rapidul va lua campionatul cu mine, antrenor. Superb. Sunt convins de lucrul. Superb. La un moment dat, nu știu când va fi în viața asta, dar am sentimentul că în viitor apropiat, eu zic că Rapidul va lua campionatul cu mine, antrenorul principal. Nu știu când va fi asta. Vezi că rămâne pe cameră, va veni momentul. Da, da, da. Deci rămâne pe cameră. Cu siguranță va veni momentul ăla. Pentru aici îți trimitem înregistrare. Absolut. Dar abia o aștept înregistrarea în momentul în care voi lua campionatul cu Rapidul. Pe asta spun, în momentul acela îți trimitem înregistrarea, o să... Dar mai avem mai mult de muncă. Mai ții minte când? Mai avem mult de muncă și cred că atunci când îți propui țeluri înalte, nu ai cum să nu le atingi. Ți-ai dorit să faci acest pas către Rapid la un moment dat? Către Rapid. Hai să spunem în primul rând către Rapid. Pentru mine dacă aici n-a fost de ales și a trebuit, a fost ori fotbal la Rapid, ori nimic, mă gândesc cumva că e pe aceeași filieră. Nu, pentru mine este un vis să ajung la un moment dat antrenorul principal al Rapidului, pentru că istoria familiei mele mă obligă să ajung să fac lucrul ăsta. Repet, la un moment dat cu siguranță va fi, nu știu când, însă îmi doresc foarte tare să confirm de la an la an că sunt un antrenor pe care fotbalul românesc se poate baza. Și e foarte important, Alice, eu chiar m-am revăzut cu cei doi la derby, cum zice Gabi, derbiul de Ilfov, CS Turnariu, unde el activează cu SC Păbești de Ordeni, și cred că o bucurie mai mare ca asta nu poate fi. Domnul Ion Manu, de la coborârea din tribune până în zona vestiarelor, a făcut, cred, o jumătate de oră. Adică fiecare îl întreba ce mai faci, cum ești, se oprea 2-3 minute, dânsul foarte agreabil, nu refuza pe nimeni. Cred că cea mai mare bucurie, domnule Manu, asta este când mergi undeva, te recunosc cu oamenii, vor să stea de vorbă cu tine, să le povestești ceva, să le spui ceva. Băi, când te duci acasă, am stat de vorbă cu Ion Manu. O mare bucurie pentru fiecare. Într-adevăr, sunt mulțumit pentru că încă nu m-au uitat. Dar, să fac o paranteză, mulți chiar acum mă cunosc și datorită evident, lui Gabi, pentru că doar am fost la meciul echipei lui și atunci și-au adus aminte mult mai repede și de mine. Se întâmplă, mă gândesc că în momentul în care aminteam atunci de poveștile legate de bunicul lui Gabi, că în perioada respectivă era cumva altfel și vă oprea lumea pe stradă, a fost la fel și în momentul în care ați activat dumneavoastră? Se mai întâmplă să vă mai oprească lumea pe stradă, oameni necunoscuți, nu doar în cadrul unui stadion, sigur, să vă spună lucruri, să vă reproșeze și lucruri, poate? Și multe reproșuri, absolut. Care e cel mai des întâlnit? Ce vă spun cel mai des? Ei, să nu... Suntem totuși la televiziune. A, deci nu se poate, am nu înțeles. Nu se pot reproduce vorbele atunci alea frumoase, între ghilimele. Atunci vorbele cu adevărat frumoase, fără ghilimele, care nu se pot reproduce. Și asta datorită faptului că știți foarte bine că Rapidul este o echipă, într-adevăr, cea mai iubită din țara asta și nu numai în București, sau în toate
în toate locurile unde am fost, și cu echipa, și pe personal, și într-adevăr lumea știe de Rapid, mai ales că atunci când am activat eu la Rapid, era o perioadă boemă a Rapidului, atunci când toată lumea vorbea și scria, atunci în perioada aia când jucam eu, s-a scris imnul Rapidului lângă mine, pe stadionul Giulești, versurile de lui Nea Păunescu, că eram în iarbă cu ei, că mă luaseră din cantonament, că vrea domnul Păunescu să-mi tragă mie la poartă. Băi, mi-l aduceți pe manu, mă, că e puștul ăla care mie îmi place. Vreau și s-a întâmplat că știu că era pasionat domnul Păunescu de fotbal. Sigur că da. Păi atunci pasionat. Am și scris versurile imnului. Atunci că era cu Victor Socaciu și lângă... Stați așa, până începem, stai mă, adu, ai chitară la tine, Victore? Da. Eu mă uitam. Mai facem ceva? Ba, sigur că dacă de-aia te-am mai tragem la poartă? Da, sau? Da, de-aia te-am adus. Victor, haide să... Stai, că trebuie să facem ceva la oamenii ăștia, că sunt niște oameni frumoși. O echipă superbă, o echipă frumoasă. Și atunci a scris imnul. Înainte sau după lovituri? Înainte. Și după? Și după s-a scris linia melodică. Am sigur, înțeles. Sigur. Le-am făcut pe toate. Le-am făcut pe toate atunci. Vă dați seama, veneau în cantonament, veneau actorii la noi la Tâncăbești, în cantonament, acolo făceam cantonamentul, veneau actorii să ne întrețină atmosfera, dar cu Naila Zărescu, cu toți actorii ăștia mari. Celebri, super, da. Superb era. Toți veneau de drag pentru Rapid. Nu, dar cred că aveți de ce povesti, domnule Manu, antrenori importanți alături de care ați lucrat, jucători, nu mai spun, memorabili. Finanțatori, oameni care conduceau, pentru că vorbim de toată această paletă. Cu siguranță cred că aveți povești care ar cuprinde poate câteva cărți, dacă ați scrie ceva. N-am găsit destule stilouri ca să pot să mă apuc să scriu. Păi n-au rămas întipărite acolo. Da. Dar, na. Într-adevăr, în perioada când am jucat la Rapid, de finanțator nu prea se punea problema că nu prea aveau voie. Atunci aparținea de Ministerul Transporturilor și de Regională, de Căi Ferate. Mergeați, domnul Manu, cu trenul, cu șietă, cu vagonul? Sigur, nu, aveam vagonul Rapidului special. Aveam vagonul nostru special și când aveam deplasările lungi... Lipea vagonul și gata. Acolo era cantonamentul nostru. Ajungeam la Oradea, ne gara pe linie moartă și dormeam. Și n-aveam ce treabă după a doua zi la meci. Întreabă, la Hunedoara a fost cu avionul când au jucat la Hunedoara? Nu. Băi, termină, mă, știu. Hunedoara am fost cu celebru meci, Corvinu Hunedoara, da. Rapid, 9-0. Tu ai apărat prima repriză, da, și încă un sfert de oră din a doua, nu? Da. Ai luat 4 și după aia l-au băgat pe Leo Toader. Domnul Manu are o problemă și nu. A doua zi în ghiare au scris Manu Toader 4-5. Echilibru acolo. Mai greu a fost... Problema a fost alta, mai greu a fost următorul meci care l-aveam acasă. După acel 0-9. 0. Vai de mine. Și mă gândeam... Erați titular atunci? Ați venit titular? Da, păi... Nu zic dacă... Eu eram titular și am zis, i-am spus soției, golește frigiderul că... O să nu plește la stadion, dar nu ne vedem. Că după 9-0 la Hunedoara și Hunedoara vorbim de Mateuț, Andone și Aclain, Dumnezeu să-l ierte. Toată echipa mare a Hunedoarei. Toată echipa mare a Hunedoarei și n-am luat. Primul gol l-am luat în minutul 25. Unde erau portarii Rapidului la partida aia, serios? Păi da, nu, până în minutul 25 eram la meci. A fost bine până atunci. Până în minutul 25 am fost la meci, am plecat. Și după aceea ce s-a întâmplat? Și după aia mi-a dat Mateo cu piciorușele alea mici, o știu că de la 25 de metri, să cadă poarta pe mine, pe cuvânt. Și după aia, până la pauză, 3-0. Mai ne-a luat Dumnezeu să-l ierte, Neaculae Lupescu. Băi, ce aveți, mă, ce s-a întâmplat? Dar nu înțelegeam linia mea de fund. Că ei preluau mingea în careu la mine și le-o dădea lor. Ce faceți, mă? Și iau gol la doua repriză, iar prin minutul 10 și Neaculae, repede, Toadere, hai, repede, du-te în teren să nu mai luăm gol. Săracul în 25 de minute a luat 5. Ce puteți mai spune? Doamne, păi mai era un sfert de oră din meci și era 9-0. A zis, Doamne... A fost clar, cea mai digerat. Sunt foarte rare momentele în care am văzut că în fotbalul românesc nu prea există prietenii de lungă durată. Tata cu Leo Toader, deși au fost adversari portarea amândoi, au o prietenie de peste 40 de ani. De fiecare dată când ne întâlnim la mese, la evenimente, la șprițurile
care se fac tradiționale. Tradiționale. Da, da, da. Întotdeauna mie îmi place să pun sara pe rană și întreb pe amândoi, ia să vedem ce a fost la Hunedoara în meciul ăla pentru și este, presupun, discuția foarte spumoasă. Leo Toader, actualul antrenor de portare al echipei naționale. Tata, eu suntem acolo și discutăm tot timpul, analizăm meciul de la Hunedoara. Și care ar fi contraargumentul domnului Toader? Bine, el a spus că tata în meciul a fost mai, tata în meciul a fost mai bun că el și-a luat 4, adică... Da. Nu, sunt amintiri frumoase, dar asta spun că rămâi cu amintirile, nu cu banii pe care îi câștigi. Da, cu siguranță. Mănușile, domnul Manu, aveți o parte din ele, cele pe care le-ați folosit? Avut... Ați mai donat unor tineri portari de viitor? Domnul Ionel, păi mănuș n-am avut nici când am ieșit cel mai bun portar din țară. Deci fără mănuși. Fără mănuși am și lucrat, cum da? Se lipea mingea? Cum aveați... Păi eu știu. Tehnica asta, eu era vorba de o tehnică. Da, și o chestie nativă, probabil. Dar, în primul rând, muncă mult. În primul rând, muncă mult. Păi stau să mă rog, au fost momente când stăteam să mă rog de portar să fac ceva în plus pentru ei, nu pentru mine. Portare că... pe care îi pregătească, antrenor. Da, bineînțeles. Și fai de mine, până să îi dau pe brazdă să facă ceea ce zic, trebuia să treacă o perioadă, până nu începeam și cu alea grele. Motivația extra. Motivația grea. Iertați-mă că vă întrerup, dar eu cred că ar trebui să luăm în considerare faptul că pe vremea respectivă erau numai portari de valoare. Tata cu Leo la Rapid, Marian Ionită la Hunedoara, la Petrolul Liliac, la Hotelul Galați, Călugăru. Erau la Dinamo Țețe Moraru, la Steaua Țețe, Vasile Iordache, Helmut Ducadam. Erau peste tot numai portari de valoare. Silviu Lung la Craiova. Sperilă. Speriatul la Pitești, Cristian înaintea lui Speriatul la Pitești. Da, Gabi, pentru că era stabilitate peste tot, portarii erau valoroși și fiecare trebuia să-și găsească o echipă undeva, nu? Nu puteau toți la Rapid sau la Dinamo. Și atunci... își găseau loc undeva, era mai multă stabilitate și calitate, fără doar și da, știi că pe vremea respectivă, ca să fii un portar de elită, trebuia să ai o valoare mult peste ceea ce era în perioada respectivă. Și atunci era toată spuma de portari din campionat. Echipa națională, în momentul ăla, avea de unde să aleagă. Acum, dacă este ei să analizezi ce portari sunt astăzi și ce portari erau atunci, repet, fotbalul diferit. Fotbalul era altul față de fotbalul de acum. Dar ca să reziști, în fotbalul respectiv, în perioada aceea, ca portar, era destul de greu. Da, bine. De ce era altul fotbalul de atunci față de cel de era azi? Altul, era altă viteză de joc. Trebuie să recunoști că era altul. N-ai. Dar tehnica jucătorilor? Sau bine, cum? Tehnica jucătorilor, dar nivelul de antrenare era altul. Viteza de joc era alta. Nivelul de antrenare, dar... Sistemele de joc erau un pic diferite. Din fire. Erau talentați jucătorii din fire. Păi și acum nu mai sunt talentați? Sau ce le lipsește acum, domnule Manu? Oh, nu mă provocați că nu vreau să intru în polemică cu jucătorii din ziua de astăzi, dar sunt multe carențe și au multe carențe. Nu se supără nimeni? Că n-ar trebui să se supere dacă și le știu și ei, nu? Nu, că nu acceptă niciodată să păcat. Le spui că au carențe sau ceva de genul ăsta, dar carențe sunt foarte multe. Uite, vremurile au evoluat. Acum vorbim de mental coaching, vorbim de lucru individual, mental cu jucătorii. Pe vremea respectivă, Dumnezeu să ierte, Neatinel Stănescu a venit la un meci cu Dinamo, dacă mi-am aminte, a pus briceagul pe masă și a zis dacă nu câștigați, da? Vă tai tendoanele. Aia era motivat. Acela era mental coaching-ul. Acela era mental coaching-ul pe vremea respectivă. Era și ascuțit briceagul. Era și ascuțit. Era și ascuțit briceagul. Asta mi s-a întâmplat în Căbești. A scos, avea un din ala, cum era pe vremuri, pește, model pește, așa, și l-a scos, l-a deschis, a pus pe masă. Cine n-a alergat, zi, tai tendoanele. Tendoanele. Să fie foarte clar. Kraus, ia zile tu mai departe ceva. Băi, da, jucam cu Dinamo. Da. Ședința de pregătire a meciului dinainte cu Dinamo. Și vine Neatinel și ne spune așa. Băi, uite care e treaba. Vrei să mă duc să mă rog de Mircea Lucescu să nu vă dea multe? Vrei, Neatinele? Mă duc la ăsta și îi spun să nu vă dea multe, mă faceți de râs în primul rând pe mine, de voi nu vă interesează. Dar ai, puneți mâna și alergați că aveți grijă. Bine, și avea și alte vorbe interesante, frumoase, care nu le pot spune aici. Ăsta era mental coaching-ul de atunci. Dar ne prindea bine. Pentru că era interesul nostru să jucăm, să arătăm ceva. Vrem să facem ceva. Acum, mai mare interesul la jucătorii din ziua de azi, la copiii din ziua de azi, la părinții. Mă, după un meci să fie supărat părintele pe antrenor, în loc să fie
Părintele supăra pe jucător, că doar vede dacă a jucat sau n-a jucat. Dar ei sunt supărați, ba pe antrenor că nu l-a băgat titular, ba pe nu știu ce, dar de copiilor nimic. În primul rând, acum, ca antrenori, la academiile astea, unde sunt, na, și la, chiar la, la jucătorii mai, mai mari, seniori, dom'le, în primul rând trebuie să antrenăm părinții. Dom'le, în primul rând trebuie să antrenăm părinții. Nu se poate, stai să te rogi de părinte să își vadă de locul lui acolo în tribună. O concluzie e foarte simplă, eu zic că jucătorii din ziua de azi joacă fotbal din două motive. Primul motiv să facă bani, al doilea motiv să facă și mai mulți bani. Am eu un al treilea motiv, dar o să-l spun după ce se opresc camerele, ca să nu spună nimeni că sunt răutăcioasă. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi. Da, așa trece o repriză de repede la noi, ceva mai repede decât la fotbal. Vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc, Ionel, asemenea. Ne vedem mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV și seară frumoasă tuturor!